În această dimineață avem plăcerea de a invita alături de noi pe îndrăgita interpretă Mariana Dobzeu și desigur cunoscutul violonist al orchestrei Lăutarii, domnul Victor Mandalac. Bună dimineața! Sărut mâna! Bine ați venit! Sărbători binecuvântate vă dorim! Mulțumesc mult și dumneavoastră la fel! Bună dimineața! Aveți... Vă invit să mergem acasă. Aveți un dar de la noi, niște clopoței care va... Cred că se va încadra foarte bine în decorul ăsta frumos din studio. Haideți să ne gândim acum unde le punem, că putem și să găsim o locație. Colegi, am să încerc să-l pun pe acest brad, ca să fie aici mai aproape de noi. Da. Iar pe dumneavoastră am să vă întreb cum a fost Crăciunul. Cum ați reușit să sărbătoriți Crăciunul? Păi să știți că la noi mai coincid așa niște sărbători de familie, pentru că am o nepoțică care e născută exact în ajun de Crăciun. Și ne-am întâlnit cu rudele și am stat și ne-am simțit bine. De altfel... preferința noastră este întotdeauna ca sărbătorile precum este Crăciunul sau Sfintele Paște să le petrecem împreună cu rudele. Da, în cazul unor doamne, știm că Crăciunul este sărbătoarea preferată pentru că sunt acele colinde încă din copilărie. În cazul nostru a bărbaților, acum vorbind între bărbați, noi mai tare ne plăcea să mergem să urăm de la casă la casă. Cred că da. Pentru că nouă ne plăcea mai mult să mergem să urăm. Desigur, învățam și colinde, trebuia să le cunoaștem, pentru că trebuia să mergem la rude, trebuia să mergem în familie pentru a sărbători împreună. Să știi că de altfel, de unde vin eu, din Grozești, Nispureni, la noi mai puțin s-a colindat. Iată, prin părțile soțului Cernăuț, acolo, da, am prins și eu câteva momente în care... Da, acum, din păcate, s-au ameliorat, așa, s-au mai stopat, fiindcă situația, eu sunt din Cernăuț, Ucraina și acolo la da, situația la moment de azi... e o situație mai tristă, dar... Sigur că da. Da, dar... De-aia și începusem această discuție, pentru că doream să mă întreb și pe domnul Victor, dacă dumneavoastră în copilărie ce alegeați? O colindă sau o urătură? Eu, sigur că... Urătura. Și urătura, da. Urătura, dar... Și colindul așa avea loc. Colindul... Mai slăbuț, mai răluț, nu prea s-a colindat și în timpul nostru. După 90 încoace s-a revenit la aceste obiceiuri, da, pentru că colind, dar mai puțin în părțile noastre, părțile dinspre Crasna, deci acolo la munte, probabil au fost întotdeauna mai în obicei. Mai prezentă, de fapt, unele tradiții. Revenind în 2022, sigur că timpul se schimbă foarte repede. Anii zboară și noi încercăm să ne adaptăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Cum a fost 2022 pentru dumneavoastră? Acum dacă ai să tragem o linie concluzivă. Sigur că a fost un an cu multă tristețe în suflet, reieșind din actualitatea pe care o trăim, dar din punct de vedere artistic... A fost bine, noi zicem, pentru că am avut activități, am avut spectacole și desigur că nouă ne place să fim înconjurați de public, de lume. Acest an, din acest punct de vedere, eu zic că a fost unul bun pentru noi. Și fiecare final de an, în apropiere de luna decembrie, aduce și repertoriu pentru sărbătorile de iarnă. Planificarea inițial, probabil, a repertoriului, pentru că trebuie să faci o planificare. În acest an, cu ce colind merg? Ce colind aduc publicului? Așa stau lucrurile, nu? Exact. Noi avem un colind religios, de altfel, care prevestește nașterea Domnului Iisus Hristos. Coborât se numește. Este un colind vechi, cules dintr-o culegere de folclor și pe care an de an îl aducem cu mult drag publicului. Da, asta doream să vă întreb, cum se fac aceste culegeri? Cum se decide că acest colind am dorit să-l aducem publicului și nu un alt colind? Pentru că sunt sigur că mai sunt și alte colinde pe care probabil în viitor le veți interpreta. Păi acum este o diversitate foarte mare de colinde, de altfel se mai face și o confuzie între cântec colind și colindele adevărate, dar eu zic însă și mesajul colindelor este unul frumos, pentru că colindele pot fi de gazdă, pot fi de fată mare, pot fi diverse. De altfel, colindele
Tradițional se cântau încetele de bărbați. Bărbații erau cei care colindau nunza, dar avem și acest obicei inclus în lista reprezentativă UNESCO, colindat în ceată bărbătească, iar femeile erau acasă și pregăteau bucate și așteptau copiii, dar și flăcăi ca să vină să prevestească nașterea Domnului. Adineauri, dumneavoastră ați menționat faptul că adesea se face confuzia între colind și melodie. Colind. Da, și o melodie pentru sărbătorile de iarnă. Care ar fi cea mai mică modalitate sau cea mai ușoară modalitate pentru cei de acasă să facă diferența între colind și o melodie? Păi bine, dacă să luăm acum, sigur că majoritatea cântecelor colinde, cum le spun eu, sunt cu un acompaniament bogat, sunt cu un mesaj, poate ar fi mai mult de urare, pe când colindele adevărate sunt cele care sunt religioase, de altfel, așa cum spuneam, care prevestesc nașterea Domnului. Dar spuneam că sunt binevenite, pentru că noi evoluăm și timpurile, vrei nu vrei, aduc fiecare perioadă, aduce amprenta sa. Sigur, și trebuie să ajungă la toate generațiile și noua generație, exact. Și știm cu toții că preferă un alt stil sau în anumite condiții preferă alte Dar stiluri. Dar diversitatea este una foarte mare și de la o zonă etnografică la alta. De altfel, colindele se cântau fără acompaniament, dacă să luăm, se cântau în biserică. Dar, ziceam, este bine să le aducem și în felul în care putem să ajungem și la inimile celor tineri. Probabil diferența ar mai putea fi făcută, și de straile pe care le îmbraci, de hainele pe care le porți atunci când vii cu un colind, comparativ cu o melodie pe care o lansezi în pragul sărbătorilor de iarnă. Ce straie naționale putem purta în această perioadă? Sau dacă există o diferență comparativă între iarnă și vară sau primăvară? Păi da, sigur că... Iată, eu mi-am luat bondiță astăzi pentru că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și desigur că asta este, face parte din ținuta noastră de a costumului popular. Un suman, sigur că e binevenit dacă l-avem, pentru că acum este și o lipsă a acestor straie care le purtau străbunii noștri altădată. Slavă Domnului, mai avem meșterii populari care ne mai ajută așa ca să completăm și noi costumul astfel încât să ne apropiem cât de puțin de straiele pe care le purtau străbunii noștri altădată. Și pentru că suntem deja în 26 decembrie și foarte curând va trebui să schimbăm în calendar și anul și vom fi în 2023, noi încă ne mirăm că am ajuns în 2023, atât de repede zboară timpul. Da, foarte repede, cu adevărat. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit ce vă doriți pentru 2023, dacă ați făcut la fel o planificare sau o listă de dorințe. Știi, când eram mici, auzeam foarte des la bunicii noștri spunând că ne dorim pace și sănătate. Uite, asta ne dorim noi, să avem pace și sănătate, că în rest le facem noi treptat așa. Nu suntem oamenii cu planuri mărețe, să știți. Și este și de actualitate acum, pacea. Exact, da. Exact. Și cred că asta își dorește fiecare om de pe acest pământ. Probabil dacă vom avea liniște și pace și, desigur, și sănătate, în 2023 vom reuși să fim și mai productivi, fiecare, sigur, pe domeniul de activitate. Categoric, pentru că noi planurile le realizăm atunci când avem și un confort emoțional. Eu vă doresc multă inspirație în noul an, liniște, pace și, desigur, la final de anul 2023 să ne reîntâlnim cu emoții la fel de frumoase și să venim după un an în care am reușit să punem la punct tot ceea ce am planificat. Doamne ajută și dumneavoastră vă dorim un an frumos și bun, cu bunăstare, cu pace și cu liniște în suflet și în gând. Între timp vă invit să mergem în scenă pentru că celor de acasă, în această dimineață, venim să le aducem un frumos colindă, coborâtă, în interpretarea Marianei Dobzeu, acompaniată de violinistul Victor Mandalac. Pe turnul vii.
vezi pe